Eu am văzut, ca mulți alții, un om în panică, foarte nervos și iritat, dar în panică. Și este firesc pentru că, de fapt, vedem un președinte care este panicat pentru că vede cum se destramă sistemul odios care l-a protejat și încă încearcă să mai protejeze în continuare. Domnul președinte Iohannis vede cum se strânge funia în jurul parului și începe să se gândească serios că poate veni momentul când trebuie să dea socoteală la nenumăratele ilegalități pe care le-a săvârșit în anii trecuți. Eu am prezentat luni doar câteva documente care au ieșit în spațiu public. Mi-aduc aminte că luni mă întreba cineva dintre dumneavoastră sau avea un comentariu că asta a mai fost în presă. Tocmai. A fost în presă, numai că ele au fost băgate la sertar. Ca și cum sunt lucruri neimportante, ca și cum vorbim de un om obișnuit. Președintele României nu este un om obișnuit, este cea mai înaltă funcție din statul român. Nu a putut să răspundă, n-a vrut să răspundă, pentru că nici nu poate să răspundă la asta, în schimb a pus placa cu infractorul sau cu infractorii. Dacă ne aducem aminte, în trecutul apropiat, mai era cineva care folosea placa cu infractorul sau cu penali. Chioveș, când a apărut scandalul cu înregistrările de la unitatea de elită, când a început să se discute serios despre Onea și Portocală, a spus că astea sunt niște minciuni și că este de fapt un asalt al penalilor și al infractorilor împotriva justiției. Ulterior s-a dovedit că acei doi indivizi se pare că erau mai penal decât cei pe care îi anchetau ei. La fel și domnul Iohannis. Dacă folosește atât de mult și începe să folosească atât de mult cuvântul infractor și infractori, poate să devină periculos pentru un om care, dovedit de instanțele din România, a comis infracțiuni. Și nu mie trebuie să-mi răspundă președintele Iohannis, pentru că eu nu l-am votat, ci trebuie să răspundă în primul rând celor care l-au votat și în al doilea rând tuturor românilor. Pentru că astea nu sunt întrebări care pot rămâne fără răspuns, pentru că stă ascuns la Cotroceni. Nici nu are importanță de unde vin acuzațiile, de unde vin afirmațiile. Și acum să discutăm puțin, să vedem cine e mincinosul. Eu mi-am notat câteva lucruri aici. Eu sper că ne mai aducem aminte cu toții când Iohannis spunea că el nu a avut niciun dosar penal și că n-a fost niciodată cercetat penal. Ce aflăm acum? Că a avut nu unul, ci 9 dosare penale, care sigur că au fost clasate. Ne-a mințit Iohannis în legătură cu faptul că a fost sau nu a fost cercetat penal, așa cum ne-a mințit și Augustin Lazăr, cu toată seninătatea de care putea să dea dovadă, atunci când se arăta indignat de faptul că au existat protocoale, când el știa că semnase un protocol cu ceva timp înainte, un protocol secret cu Serviciul Român de Informații. Acum, despre fake-uri. Am înțeles că a început să folosească și alt cuvânt, fake-uri. Cele 6 dosare conțin doar documente reale. Și sunt documente din dosarele instanțelor de judecată care l-au vizat și îl vizează pe președintele Iohannis. Sunt declarații publice și chiar comunicate ale administrației prezidențiale. Deci reacția lui Iohannis că aceste afirmații sunt fake-uri este o reacție jalnică. Cum să spui că niște comunicate ale administrației prezidențiale, ale instituției pe care o conduci, sunt fake-uri? Și hai să vedem dacă sunt fake-uri. Veți găsi, de exemplu, și aici poate are dreptate, un testament fake, mai pe românește un testament fals, pe baza căruia președintele a luat cu japca o casă care aparținea statului român. Tot acolo veți găsi un certificat de moștenire în care apar soția și soacra președintelui în calitate de moștenitori, dar în calitate de moștenitori fake, adică falși. Și nu o spun eu, ci o spun documentele din instanță.
De asemenea, veți găsi un contract de vânzare-cumpărare fake, adică fals, încheiat de președinte prin uz de fals. Sunt multe fake-uri acolo, într-adevăr, la care președintele nostru, care este din ce în ce mai fake, nu vrea, nu poate sau nu știe cum să răspundă. Putem spune că Iohannis este, de fapt, tonomatul statului paralel.